Atenție, șoferi cu asigurare RCA la Euroins. Peste doar câteva zile expiră perioada de grație pentru polițele companiei care a intrat în faliment în primăvara acestui an. 7 decembrie este ultima zi în care aceste asigurări obligatorii vor mai fi valabile. Peste 80.000 de români trebuie să facă asigurări noi. Peste 800.000 de șoferi încă mai au asigurări auto obligatorii emise de compania intrat în faliment în primăvară. Aceștia mai au doar 5 zile la dispoziție să-și facă o asigurare nouă. Compania a rămas fără autorizație în primăvară, când autoritățile au descoperit probleme în dosarele respinse și lipsa fondurilor pentru despăgubiri. Șoferii care au încheiate polițe de asigurare cu compania Euroins riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei sau chiar reținerea certificatului de înmatriculare. Asta dacă după data de 7 decembrie nu vor încheia polițe de asigurare cu o altă companie. S-a ajuns în această situație după ce Euroins a intrat în insolvență, deși Autoritatea pentru Supravegherea Financiară a dat un răgaz șoferilor de 3 luni. Începând cu 7 decembrie, aceștia vor fi nevoiți să încheie polițe de asigurare cu alte companii. În caz contrar, nu vor mai putea circula pe drumurile publice. Autoritatea de Supraveghere Financiară dă asigurări că prețurile polițelor de asigurare vor fi unele decente. Șoferii își vor putea încheia polițe RCA la prețuri plafonate până la finalul acestui an. Fondul de garantare a asiguraților a soluționat până în prezent peste 70.000 de cereri de plată.